Suntem live. Vă spunem bună seara tuturor celor care sunteți cu noi live. Sunt din nou cu Beni Cruceru, pastor la Biserica Baptistă din Slatina. Discutăm, de fapt continuăm să discutăm în seara aceasta. Să discutăm de fapt mai puțin. El se prezinte și eu să pun întrebări când e cazul pentru lămurirea unor chestiuni. Continuăm să discutăm despre divorț și recăsătorire de data aceasta pe 1 Corinteni, capitolul 7. Este un pasaj care tot s-a adus în discuție, chiar și în comentarii și în discuțiile private pe care le-am avut cu unele persoane după primele două discuții despre căsătorie, divorț și așa mai departe. Așa că, Beni, îți spun un bun venit din nou în seara asta. Bine v-am găsit! Sperăm ca toți cei care ne ascultă să aibă o perspectivă cât de cât largă acum despre subiectul acesta, cel puțin din perspectiva ta și a mea, pentru că eu adopt poziția pe care tu o prezinți și plonjăm direct în subiect. Hai să discutăm pe 1 Corinteni, capitolul 7. Poate faci așa o privire de ansamblu la început și după aceea intrăm pas cu pas în subiect. Da, mulțumesc. 1 Corinteni e una dintre cele mai interesante epistole, în sensul că prezintă foarte multe probleme din biserica din Corint și, pe de o parte, slavă Domnului că biserica a avut probleme, ca să avem și noi învățătură cât se poate de practică și concretă. Evident, pentru Pavel a fost greu, i-a dat multe bătăi de cap biserica asta, dar noi suntem binecuvântați cu epistola asta în care sunt descrise multe situații care dau învățătură bisericilor din ziua de astăzi și nu numai. Și printre problemele pe care le prezintă apostolul Pavel, pe lângă divizie, pe lângă darurile spirituale, pe lângă cina Domnului și multe alte subiecte, vorbește inclusiv despre căsătorie, despre divorț, vorbește despre relații intime, despre perioada de logodnăcear și capitolul 7 practic este dedicat în întregime acestui subiect. Așa că, cel puțin în seara aceasta, vrea să ne uităm la prima jumătate din acest capitol și să vedem care este învățătura apostolului Pavel cu privire la căsătorie și divorț, pentru că atinge destul de mult subiectul acesta în prima jumătate a capitolului. Și, cum vedeți și voi încă din versetul 1, apropo, dacă aveți Biblia cu voi, ar fi fain să o deschideți și să vă uitați, să urmăriți, așa, bravo, să urmăriți ca să putem să trecem împreună prin textul ăsta, pentru că va fi ca un fel de studiu pe care vreau să-l facem împreună. Super. Spune încă de la început cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris. Noi avem două epistole ale lui Pavel către Corinteni, dar de fapt au fost cel puțin patru. Eu cred că patru au fost. Și pe lângă astea patru, de asemenea, au mai fost epistole pe care le-au trimis ei între. Așa că se face referire la epistola pe care ei au trimis-o lui Pavel. Deci despre care mi-ați scris voi, adică legat de căsătorie, de relațiile intime, Pavel spune care este, ca să zicem așa, perspectiva lui. Dar nu face neapărat lege din perspectiva lui și cum vedea imediat ce înseamnă asta. Eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femei. Ce înseamnă asta? Era un eufemism, o expresie care spunea practic nu este bine ca bărbații să aibă relații intime cu femeia, automat însemnând și căsătorie, pentru că numai în cadrul căsătoriei vorbim, evident. Exact. În biserică din Corinte existau două curente. Unul ascetic, care spunea nu trebuie să ne căsătorim, ba chiar ziceau e păcat să te căsătorești, nu trebuie să întreții relații intime, relațiile intime sunt păcătoase, nu sunt de la Dumnezeu și era influențată de filozofia stoică în special, așa că avem acest curent ascetic în biserica din Corint. Și apoi era un alt curent care mergea în cealaltă extremă. Un hedonist din ăsta care spunea poți să trăiești cum vrei, nu contează, Dumnezeu te iartă, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e har nemărginit. Așa că Pavel pe alocuri se adresează fiecarei categorii în funcție de subiectul pe care îl tratează. Așa că el spune, da, din perspectiva mea,
aș prefera ca să nu vă căsătoriți. Și nu o spune doar în versetul 1 prin afirmația pe care o face, ci o spune în mod repetat și mai apoi. Dar, din pricina curviei, este bine totuși ca fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui, versetul 2, și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Și apoi vorbește un pic despre cum ar trebui să trateze soțul și soția problema asta a relațiilor intime în cadrul căsătoriei. Vorbește despre datoria reciprocă. Nu doar femeia are o datorie față de bărbat, ci bărbatul are o datorie față de femeie. Versetul 4 arată clar reciprocitatea asta, nu doar în problema asta, ci în toate celelalte. Bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci femeia este stăpână pe trupul lui. Și la fel e valabil și invers. Și de aceea, având o datorie reciprocă, să-și împlinească datoria pe care o au unul față de celălalt și în aspectul intim, dar nu doar în acesta. Și apoi, versetul 7 arată clar cum vede el lucrurile. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Unul într-un fel, altul într-altul. Nu înseamnă asta neapărat că doar dacă ai darul celibatului vei rămâne necăsătorit. Da, în primul și în primul rând are de-a face cu categoria aceasta, dacă Dumnezeu a dat darul acesta și Pavel vorbește despre asta, atunci să-și împlinească slujirea față de Dumnezeu, luând în considerare darul pe care l-a dat Dumnezeu. Dar el face din asta o îngăduință, în versetul 6 spune. Nu face din asta o poruncă. Există principii, ziceam și în alte dăți, există încredințări și există opțiuni. Aici e vorba de o încredințare personală. Ideal, din perspectiva lui Pavel, orice credincios considera el ar fi trebuit să nu se căsătorească, ci să se dedice slujirii și lucrării. Dar evident, nu toți suntem Pavel. Da, ai mai puține impedimente, nu trebuie să ai grijă de copii, nu îți faci așa de multe griji materiale dacă nu ești căsătorit și nu ai copii. Poți să trăiești viața așa mai la limită cum a trăit-o Pavel și prin furtuni și prin bătăi și prin toate cele, că nu te gândești că e cineva în urmă care depinde în mod direct de tine. Așa că aici are un sfat, e o încredințare a lui personală, dar nu o face principiu pentru toți. Și unul din motivele pentru care el încurajează căsătoria este puritatea. Nu în sensul că un cuplu, o familie nu va mai fi lovită, nu va mai fi afectată de ispitele sexuale. Nu. Dar realitatea este că în căsătorie ne putem ajuta reciproc din perspectiva asta. Și ăsta este unul din scopurile căsătoriei. Să ne ajute în lupta pentru puritate, apoi, evident, cunoașteți scopul procreării, numai prin căsătoria dintre un bărbat și o femeie pot să existe copii. Apoi, inclusiv plăcerea este un alt scop. Totodată ne pictează relația dintre Hristos și biserică. Vedem asta în Efeseni capitolul 5. Este un parteneriat și oferă un mediu de protecție în care purtăm de grijă unul altuia și din punct de vedere fizic și din punct de vedere material. Cam astea ar fi cele 7 scopuri ale căsătoriei pe care le-am văzut privind spre Scriptură. Și apoi de la versetul 8 vedem că intră în subiectul care ne interesează pe noi mai mult și se adresează pe fiecare categorie în mod cât se poate de specific. Și lucrul ăsta e foarte important pentru că de multe ori am văzut categoriile astea și versetele astea fiind luate și scoase din context, adresându-se unei alte categorii. Și de aceea, de fiecare dată, menționează categoria căreia se adresează. Și nu spune celor neînsurați și văduvelor. Deci, practic, el este cât se poate de specific. Ar fi putut să spună văduvele intră în categoria asta oricum, dar el e specific. Neînsurați, așadar, în 1 Corinteni 7, înseamnă că nu au fost căsătoriți niciodată. Văduve înseamnă persoane care au fost căsătorite, dar le-au murit soții sau soțiile. De obicei, erau numai văduve, că bărbații mai rar găseai văduvi, la fel și astăzi. Faceți voi socotelele, dar bărbați văduvi nu prea găsiți. Și apoi, în versetul 9, din nou, le dă perspectiva lui.
dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească. Pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Și e clar că versetul ăsta are în vedere ispitele sexuale. Dacă o astfel de persoană din categoria celor necăsătoriți sau văduvelor vrea să se căsătorească, are toată libertatea morală să se căsătorească. Nu are niciun impediment moral să nu se căsătorească și totodată e până la urmă alegerea persoanei respective dacă vrea să se căsătorească. Auzi, o paranteză, un semn al faptului că cineva, că am mai auzit discuții din astea, că dacă ar trebui să rămână singur sau nu știu ce, un semn ar fi versetul 9, dacă nu se pot înfrâna, mai bine să căsătorească decât să ardă. Un semn al faptului că nu ești chemat să fii celibatar este faptul că nu te poți înfrâna. Nu în sensul neapărat că trăiești în păcat, dar vezi în tine faptul că ești sănătos. Vrei să te... Adică vrei să te însori, dar te gândești să stai singur, știi? Înțeleg ce zici, da. Crezi că Pavel nu a avut ispite sexuale? Eu cred că a avut. Cu siguranță. Numai că depinde și cât de dificilă e bătălia respectivă. Depinde și cât de puternic ești tu ca om și mai ales ca bărbat. Pentru că bătălia asta este atât mai grea pentru bărbați în special. Cu siguranță au fost bătălii pe care le-a purtat și el, dar evident contează cât de dificilă este bătălia asta. Și în același timp el mai și dă sfaturi și învățături pe alocuri. Cum să poți să biruiești învățătura asta? 2 Timotei 2:22, 1 Timotei 4, sunt câteva versete care sunt sfaturi evidente în direcția asta pentru un alt bărbat, de la Pavel către Timotei. Am înțeles, paranteză închisă. Dacă, sau dacă vrei să completezi, e ok. Da, nu înseamnă că nu vor fi ispite, ci că poate într-un oarecare sens bătălia este mai ușoară decât pentru alții. Sau ești tu mai puternic, fiind evident înzestrat și cu putere de la Duhul Sfânt să porți bătălia aia mai bine. Da, da, da. Dar dincolo de discuția asta a darului sau nedarului acestuia celibatului, trebuie să vedem dacă, din punct de vedere moral, există libertatea aceasta de căsătorie. Și de asta Pavel e foarte atent să facă această clasificare. Deci versetul 9 se adresează celor care au dreptul să se căsătorească sau să se recăsătorească. Cei care nu au fost niciodată căsătoriți și văduvelor. Este clar, versetul 9 este în raport cu versetul 8. Apoi vedem că în versetul 10 se mută la o altă categorie. Și vedem că de data aceasta vorbește categoriei celor căsătoriți. Și spune versetul 10. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Acum, înainte de a interpreta versetul, e foarte interesantă expresia aceasta din versetul ăsta, care ne spune nu eu, ci Domnul. Și mult timp mi-am bătut capul cu expresia asta. Ce înseamnă? Face diferență în autoritate? Există grade de autoritate? Ei bine, dacă am face un studiu pe expresia aceasta, pentru că nu apare numai aici, apare și în alte versete, în special în 1 Corinteni, dar o găsim și în alte epistole, de fiecare dată Apostolul Pavel o folosește când face referire la o învățătură directă a Domnului Iisus Hristos, fie că o citează, fie că o parafrazează, fie că o pune în aplicare. Și aș vrea ca să vă dau un citat, întâmplător am dat peste citatul ăsta citind într-o carte cu alt scop, în care definește ce înseamnă expresia aceasta. E un citat din Ciprian Terinte, profesor la ITP. Despre expresia am primit de la Domnul, se crede în general că ar face referire la revelația directă pe care Pavel a primit-o. Asta e ce cred foarte mulți, dar imediat demonstrează că nu e vorba de asta. În realitate, ea era o expresie tehnică folosită cu referire la ceea ce se transmisese de către Domnul prin apostoli. Pavel spune aici că a primit ceva de la Domnul în sensul că Domnul a rostit o anumită învățătură cât a fost pe pământ, pe care apostolii au preluat-o și au transmis-o mai departe. Astfel, atunci când apostolul afirmă că privitor la Fecioare
N-am nicio poruncă din partea Domnului, versetul 25, tot capitolul ăsta. El spune că în timpul vieții sale pământești, Domnul n-a lăsat nicio învățătură specifică acestei categorii și nu că el, Pavel, n-ar avea din partea lui Dumnezeu nimic de spus așa cum se crede adesea. Da. Afirmația conchide discuția privitoare la fecioarie, celibat și căsătorie, cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu, este o referire la autoritatea sa apostolică, în virtutea căreia Duhul Sfânt îi descoperă ceea ce Hristos ar fi spus dacă ar fi fost prezent în chip fizic. Cu alte cuvinte, referirile acestea nu eu, ci Domnul, sunt o relatare directă a învățăturii Domnului Iisus Hristos pe pământ, pe care a rostit-o. Și Am el a înțeles. primit-o de la ceilalți apostoli sau de la alți urmași ai Domnului Iisus Hristos care au dat pe cale orală învățătura. Deci, versetul 10 și versetul 11 este o referire directă a învățăturii Domnului Iisus Hristos, a interpretării acesteia și a aplicării acesteia la, vom vedea imediat, cazuri concrete. Asta ne arată modul în care Pavel a interpretat învățătura Domnului Iisus Hristos și a modului în care a aplicat-o. Deci putem să facem clar o legătură între cele două. Expresia opusă apare în versetul 12 și asta ne arată că 10 și 11 merg împreună. Celorlalți, plus că se schimbă și categoria. Celorlalți zic eu, nu Domnul. Deci, practic, în versetul 12, el le spune ceva ce Domnul nu a adresat în mod direct în viața lui pe pământ, pentru că nu a vorbit despre situația respectivă. Asta nu înseamnă că tatea lui Pavel nu trebuie luată în considerare, nu? Ci dacă Domnul ar fi fost acolo, iată ce v-ar fi zis el, dat fiindcă și eu am Duhul Domnului și că Domnul este acela care m-a ales să fiu apostolul lui și mi-a dat această autoritate. În sensul acesta spune, nu eu, ci Domnul și apoi zic eu, nu Domnul. Deci e important să facem distinția asta între termeni ca să știm exact ce spune. Deci, 10 și 11 sunt versete esențiale care ne arată interpretarea apostolului Pavel și totodată interpretarea învățăturii Domnului Iisus Hristos cât a fost pe pământ și aplicarea ei. Hai să zic. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Acum e clar și din învățătura Domnului că nu dorea divorțul și realitatea este că divorțul întotdeauna implică una din părți să-și împietrească inima. Fie amândouă, fie cel puțin una. Am văzut asta în Matei 19. Și apoi avem ceva ce apare în paranteză în Cornilescu, dar nu e nicio problemă de critică textuală, de transmiterea textului, nu este o problemă în sensul acesta. Singurul motiv pentru care apare în paranteză este pentru că este o idee parantetică. Completează. Practic, versetul ar trebui citit și în a doua parte ce urmează după. Ca nevasta să nu se despartă de bărbat și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Și apoi avem paranteza, care spune astfel. Dacă este despărțită sau divorțată, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Aici vedem clar cum interpretează Pavel și aplică învățătura Domnului Iisus Hristos. Da, interesant. Unei femei care este despărțită, el dă două opțiuni. Și prima opțiune este să rămână necăsătorită, adică să nu se mai căsătorească niciodată, sau a doua opțiune să se împace cu bărbatul ei. Interesant, ca a treia opțiune, recăsătorirea nu este. Nu apare. Da. Foarte interesant. Exact. E un pic de discutat aici cu privire la timpul la care este făcută afirmația. Dacă se desparte, este una dintre variante. Nu e exact clar verbul acesta. Încă mai lucrez pe verbul acesta, dar nu are așa de mare relevanță. Ceea ce se pune mai degrabă în discuție este cazuistica. Bun. Poziția care consideră că există recăsătorire după divorț vine și spune astfel. În conformitate cu învățătura Domnului Iisus Hristos, partea care a inițiat divorțul în mod nelegitim, fără să fi fost înșelată, fără să fi fost o problemă de genul acesta,
inițiază divorțul și pleacă din căsătoria respectivă. Ei bine, în conformitate cu învățătura Domnului Iisus Hristos, partea asta, dacă s-are căsători, atunci ar păcătui. Și Pavel se adresează unei femei care inițiază divorțul într-o astfel de situație. Într-adevăr, 1 Corinteni 7 prezintă foarte multă cazuistică. Prezintă multe situații, Pavel are în minte cazuri specifice, concrete. Nimeni nu neagă lucrul acesta. Dar ceea ce putem să vedem la Apostolul Pavel este că de cele mai multe ori el pleacă de la cazuri concrete și principializează. Face principii care nu sunt valabile doar pentru cazul respectiv și creează principii care sunt valabile pentru biserică la modul general, indiferent că vorbim de cazul acela sau vorbim de o altă situație, o situație, ca oamenii să nu zică cum aplicăm Scriptura într-o astfel de situație. Și apoi celălalt argument, care cred eu că este important, este să nu uităm că în căsătorie, după cum am văzut și mai devreme, există acest principiu al reciprocității. Adică, dacă un lucru e păcat pentru o persoană, pentru un soț, va fi păcat și pentru soție, făcând același lucru. Dacă pentru soție, în cazul acesta, recăsătorirea ar fi fost păcat, atunci și pentru soț ar fi fost păcat. Pentru că n-ai cum să spui pentru unul e păcat și pentru celălalt nu este păcat să se recăsătorească. Este principiul reciprocității și e principiul legământului care spune că în funcție de context păcătuiești sau nu păcătuiești. Legămintele creează, ca să zicem așa, reciprocitatea asta și păcatul este prin context. Adică, în contextul legământului pot să păcătuiesc față de soția mea. N-am cum să comit adulter față de altcineva decât față de soția mea. Așa Corect. că dacă Pavel interzice recăsătorirea uneia dintre părți, atunci Pavel consideră că nu e potrivită, ci că e păcătoasă recăsătorirea ambelor părți. Și Are sens. automat spunând lucrul acesta, spunând unei părți care doar două opțiuni, să rămână așa cum este sau să se împace cu soțul ei, același lucru e valabil și pentru partea cealaltă. Felul în care a formulat-o e posibil să ne indice că are un caz anume în minte. Mai departe, nu spune, nu repetă același lucru. Poate și ca să economisească spațiu sau că nu mai avea rost să spună, după nici bărbatul să nu-și lase nevasta, nevasta nu mai repetă același lucru. Nu știm exact care sunt motivele lui, dar mie mi se pare destul de clar până aici că face o referire directă la învățătura Domnului Iisus Hristos. Este o aplicare și o interpretare directă a învățăturii Domnului Iisus Hristos și este singura referire directă în care Pavel spune că o astfel de persoană nu trebuie să se recăsătorească. Acum mulți vin și zic, din nou, e cazuistică. Ai dreptul să te recăsătorești după ce soțul sau soția ta s-au recăsătorit. El nu vine și nu dă astfel de detalii, deși ar fi putut Deși să dea. deși un pasaj de cazuistică și recăsătorirea e un caz extrem de des întâlnit și mă gândesc că era și în vremea respectivă, totuși Pavel când vorbește de credincioși într-un pasaj de cazuistică care clar vorbește despre divorț sau oameni care erau deja divorțați, el nu pune deloc opțiunea recăsătoririi. E o chestiune Da. serioasă, eu zic. Este practic singura referire directă, ca să spunem așa, în care recăsătorirea este interzisă. Ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos este că recăsătorirea este păcat și practic prin asta ne arată că este interzisă. Aici, în mod direct, nu spune să nu se recăsătorească, ci doar dă astea două opțiuni și automat se înțelege că nu ar trebui să se Da. recăsătorească. Așa că versetele astea ar trebui să clarifice destul de mult care este perspectiva Domnului Iisus Hristos asupra divorțului și recăsătoririi. Faptul că noi astăzi avem o concepție negativă despre celibat afectează foarte mult și opțiunile noastre în ce privește de multe ori interpretarea și punerea în practică a Sfintei Scripturi. Cum poți să-i spui unei persoane să nu mai se recăsătorească niciodată? E lipsit de dragoste, este pur și simplu blestemul suprem dacă poți să spui așa.
Pentru că să-i spui unui om să nu se căsătorească sau să nu se mai recăsătorească ar însemna să-l blestem pe viață. Singurătatea e percepută ca blestemul cel mai mare. Dar când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, El a venit să răscumpere nu doar căsătoria, ci inclusiv celibatul. Poți să fii împlinit și poți să fii întreg și necăsătorit sau alegând să rămâi celibatar, fie pe viață, fie după ce te-a părăsit soțul sau soția ta. E ușor? Nu. Sigur, o să ni se argumenteze, da, vorbiți voi doi bărbați căsătoriți cu copii despre lucrul acesta. Nu neg asta, dar ceea ce vreau să spun este că, indiferent de care este starea noastră, căsătoriți sau necăsătoriți, trebuie să căutăm să-i fim pe plac lui Dumnezeu, să-i slujim lui în orice stare am fi. Și putem să avem vieți împlinite și necăsătoriți fiind. Deseori aud argumentul din Geneza, nu este bine ca omul să fie singur. Și sunt de acord că este natura noastră, Dumnezeu a lăsat în natura noastră să ne dorim să avem un partener, un soț sau o soție. Dar versetul respectiv se adresa lui Adam când nu exista nicio altă ființă pe pământ. Nu mai era nicio altă ființă egală lui pe pământ la vremea respectivă. Niciun alt om. Așa că, în sensul că nu putea să întrețină nicio relație egală cu o altă persoană, spune Domnul cuvintele acelea, și eu cred că în parte, evident nu în totalitate, nevoia aceasta de relaționare o putem împlini și în alte cadre, nu doar în căsătorie. Până la urmă, căsătoriți fiind, vedem că tot mai avem nevoie și de alți prieteni, bărbați sau femei, orice am fi, mai avem nevoie și de alți prieteni sau prietene, de alți oameni cu care să împărtășim idei, uneori poate alte persoane care ne înțeleg mai bine în anumite situații decât soții sau soțiile noastre. Așa că, da, Dumnezeu a lăsat în noi această dorință și, pe de o parte, este și o nevoie de a avea un soț sau o soție, dar de multe ori idealizăm în mod greșit căsătoria, vorbind despre ea ca și când ar fi mediul ăla perfect în care vei fi cel mai fericit. În ciuda faptului că avem foarte des glume despre căsătorie, ai grijă să nu te căsătorești, va fi vai de tine, îți pierzi libertatea și toate cele, și totuși idealizăm într-adevăr căsătoria. Deci, căsătoria a fost răscumpărată de Dumnezeu, dar nu doar căsătoria. Și celibatul. În orice stare am fi, în orice stare ne-am afla, putem să-i slujim lui Dumnezeu. Asta e ce ne spune Domnul Iisus Hristos în Matei 19. Și eu cred că într-o astfel de situație, standardul moral al lui Dumnezeu presupune ca un cuplu divorțat, în special aici vorbim de persoana care a fost părăsită, să nu se recăsătorească. Na, cam asta ar fi Da, perspectiva. uite, eu în timp ce vorbeai și explicai versetul, mi se pare foarte interesant repetiția asta obsesivă a lui Pavel în ghilimele, 10, nevasta să nu se despartă, 11, nici bărbatul să nu-și lase nevasta, 12, să nu se despartă de ea, 13, Da. să nu se despartă de bărbatul ei. Și Da. singura dată când spune să se despartă, este în versetul 15. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. Deci el să se despartă. Deci singura dată când spune să se despartă, îi spune celui necredincios. Când vorbește despre cei credincioși, și la bărbați și la femei, îi spune de 4 ori din câte văd eu aici, să nu se despartă, să nu se despartă, să nu se despartă, să nu se despartă. Nu mi se pare la voia întâmplării că Apostolul Pavel presează așa de mult și probabil datorită, acum tu știi mai bine, că ai studiat îndelung subiectul, probabil că în contextul respectiv divorțul era ceva destul de comun și probabil de asta el accentuează în continuu, să nu se despartă, să nu se despartă. Era ceva facil divorțul, nu? Poate nu Era ca astăzi. undeva la rata divorțului se estimează că era în jur de 20%, cam cât este și în România la momentul ăsta. Din nou, cifre așa estimative pe baza a ce informații avem. Depindea și de la cultură la cultură. De exemplu,
La romani avea și femeia dreptul să divorțeze, la evrei nici nu se punea problema, nu mai putea să preseze bărbatul, iar la greci, de obicei, femeia nu avea dreptul să divorțeze, dar existau și excepții și aici vedem în mod interesant că se spune femeii să nu se despartă. Deci, Da. vedem clar că e o referire la posibilitatea asta. Acum depinde dacă vorbește din punct de vedere legal sau vorbește din punct de vedere practic, adică a separării. Pentru că uneori putem să facem distinția asta. Benin, poți spune puțin, poate ai putea să dezvolți sau să explici așa cu cel mai bun argument versetul 15, dacă cel necredincios vrea să se despartă, se desparte în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Știi, asta e expresia pe care unii zic, ori cât îi spune, măi, legat nu înseamnă sau înseamnă, el spune, bă, spune, nu sunt legați, frate, nu sunt legați. Asta înseamnă că e liber să se recăsătorească. Și din punctul meu de vedere, asta este expresia de care unii se folosesc. Nu cred eu neapărat că, cum zic, oamenii se duc de la divorț și de la probleme spre scriptură, din păcate. Ei nu s-au dus de la expresia nu sunt legați și au zis, bun, atunci avem soluția asta pe care ne-a dat-o scriptura. Da? Deci nu se duc de la revelații la problemele lor și se rezolve problemele cu revelația, ci se duc de la problemele lor și de multe ori probleme dezastruoase la revelații și caută în revelații expresii, știi? Și au ciupit, nu sunt legați, deși ei poate nu știu nici ce scrie propoziția dinainte, dar aminte versetele sau să fi făcut un studiu serios cum am încercat cel puțin în seara asta parțial. Da, deci nici vorbă. De ce nu sunt legați? Care ar fi cel mai bun argument? De ce nu sunt legați nu înseamnă ruperea legământului? Nu sunt legați adică nu mai este căsătorit, se poate recăsători, domnule. E important să înțelegem și contextul un pic. Vedem că e vorba despre cupluri mixte, adică soț credincios, soție necredincioasă sau invers. Și Pavel se adresează categoriei acestea. Și într-o astfel de situație, dacă soțul sau soția necredincioasă vor să rămână în căsătoria respectivă, să rămână. Este o căsătorie care trebuie să meargă înainte, nu sunt întinați în niciun fel, din contră, el spune, prin aportul vostru spiritual puteți să fiți o binecuvântare pentru soțul sau soția necredincioasă, pentru copiii voștri, dar dacă cel necredincios vrea să se despartă, vrea să divorțeze, într-o astfel de situație, ce poți să faci? Poți să te târăști, să te legi de el, să-l ții de picioare și să zici, nu, nu te las. N-ai cum să faci asta, orice ai face, dacă ălaltul e hotărât să divorțeze, n-ai cum. Pur și simplu accepti moral, tu nu ești responsabil dacă celălalt vrea să divorțeze. Poți să încerci ce ține de tine până să ajungi în punctul respectiv. Dar odată ce a luat hotărârea asta, e greu să se mai schimbe ceva și de asta spune să se despartă. Într-un astfel de context, fratele sau sora nu sunt legați, spune în traducerea Cornilescu. O traducere mai bună ar fi nu sunt robi sau robiți sau înrobiți. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Acum, expresia asta de legat apare și în versetul 39 și mulți fac paralelă între cele două, dar sunt versete diferite, sunt termeni diferiți în greacă. În română, în traducere, pare același termen, dar nu sunt același termen. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este liberă, slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul, evident. Așa că în 39 avem un termen, în 15 avem un alt termen. Da, sunt termeni asemănători, au aceeași rădăcină, dar sunt termeni diferiți. Practic aici spune fratele sau sora nu sunt robiți. Nu ești robul celuilalt, conștiința ta nu trebuie să-i fie roabă celuilalt să creadă că ești vinovat că te-a părăsit soțul sau soția, să te simți vinovat pentru lucrul acesta. Sigur, emoțional e greu să accepți o astfel de decizie. Divorțul e o tragedie extraordinar de mare și înseamnă suferință pentru toată lumea. Dar moralmente nu ar trebui să te simți vinovat. Dacă celălalt după aceea are pretenții, să te mai culci cu el, să-i calci hainele, să-i faci de mâncare, nu mai ai nicio obligație morală față de el. Nu ești roaba lui sau robul lui ca să faci ce vrea celălalt,
Dumnezeu dorește ca să ai, în sensul ăsta, libertate față de cealaltă persoană, și să nu încerce să profite pur și simplu de pe urma ta ca să facă ceea ce vrei tu. Și apoi continuă și zice: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Nu trebuie să te apuci să faci scandal că te-a lăsat și tu să stai toată ziua să treci pe la ușa lui, că oricum nu-l câștigi în felul acesta. Nu se întoarcă dacă tu ești sâcâietoare și toată ziua stai după el și încerci să-l bagi la cap și să-i zici: hai vino înapoi, hai vino înapoi, hai vino înapoi. Din contră, Da. rezultatul opus. Și apoi continuă și zice că ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevastă? Deci e clar că Ăsta e... vorbește de ambele cazuri aici. De exact principiul reciprocității despre care tu vorbeai. Merge de la cazuistică la principiu. Vedem că vrea să principializeze. Versetul 16 cred că sumarizează în cele din urmă chemarea oricărui soț credincios și oricărei soții credincioase. Să dorească mântuirea partenerului de viață. Asta ar trebui să ne dorim, la fel cum ar trebui să ne dorim și pentru copiii noștri. Și cum poți să câștigi pe soțul sau pe soția ta? Evident, nefiind sâcâietor, ne spune oarecum și Petru asta în 1 Petru capitolul 3, arătându-ți dragostea față de persoana cealaltă cu cât mai multă înțelepciune, cunoscând-o, știind cum să te raportezi la ea. Ăsta este scopul în cele din urmă. Să-ți dorești mântuirea celelalte persoane, să te rogi pentru mântuirea ei, să faci tot ce ține de tine ca să fie o mărturie bună, ca să-l vezi mântuit sau mântuită. Și cred că e destul de clar în versetul 39, unde Pavel nu lasă niciun loc de excepție în sensul recăsătoririi. E la sfârșitul capitolului pentru că vrea să sumarizeze toată învățătura pe care a dat-o până atunci. O femeie căsătorită, măritată, este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Dacă îi moare, atunci poate să se recăsătorească. Deci asta sumarizează toată învățătura paulină. Același lucru îl vedem și în Roman, capitolul 7. Este practic o repetiție a acestei învățături, cu observația că acolo Pavel se folosește de un principiu pentru a produce o ilustrație. Asta nu înseamnă că principiul este neclar, ci pur și simplu că folosește un principiu pentru a arăta un scop și din contră. Atunci când faci o ilustrație, creezi o ilustrație, vrei să folosești ceva ce este clar, mai ales când folosești un principiu. Deci el consideră că pentru cei din Roma principiul respectiv era clar și el vine și îl prezintă. Și, din nou, aia întărește ceea ce spune aici. Roman 7 întărește ceea ce ne spune aici în versetul 39, un pic mai lung și un pic mai detaliat. Dar nu cred că versetul 15 are în vedere dreptul la recăsătorire. Ar fi însemnat ca Pavel, după ce spune în 10 și 11 care sunt opțiunile, în 15 să-și retragă cuvintele și să zică altceva. Și nu văd, desigur, lucrul acesta. Da. Ar fi însemnat să contrazică ce spune versetul 39, pentru că în 39 el nu lasă loc de nicio excepție. Dacă ar fi fost o excepție la recăsătorire, ar fi spus-o cu siguranță, pentru că Pavel e atent la modul în care exprimă lucrurile. Hai să-ți pun eu o întrebare. Un argument pe care l-am auzit, mi s-a părut foarte interesant, pe care l-am auzit de câteva ori, sună în felul următor. Conform cu ceea ce spune Domnul Isus, zice, cam asta ar fi premeza, conform cu ceea ce spune Domnul Isus, cel care, sau ce spune Scriptura, cel care prea curvea, da? Sau prea, ia dacă prea curvează, trebuia omorât cu pietre după lege, corect? Și atunci spune că în momentul în care soțul sau soția face lucrul acesta, el a intrat sub incidența acelei legi a lui Dumnezeu care e valabilă, chiar dacă ea nu este aplicată în societatea noastră. Astfel că atunci când el a păcătuit și a făcut lucrul ăsta, el este ca mort pentru tine. Și de aceea ești liber să te recăsătorești. Ai înțeles argumentul? Da, nu știu. Bun. Ce părere ai despre argumentul ăsta? Atunci poți să fii, scuzați cacofonia intenționată, să fii ca căsătorit. Dacă, din punct de vedere fizic, ți-a murit soțul, ai dreptul să te recăsătorești. Dar așa ajungem la concluzii de genul și le-am citit în cărți scrise de autori și pastori recunoscuți care spun:
Dacă te-ai pocăit și soțul tău este necredincios, moralmente tu ai avea libertatea să divorțezi de el, pentru că tu ești vie spiritual, el e mort din punct de vedere spiritual. Din nou, căsătoria este ancorată în legea creației, nu este o discuție despre un aspect spiritual aici. Da, într-adevăr, așa era legea lui Moise, numai că și în vremea Domnului Iisus Hristos nu era pusă în aplicare. Foarte rar erau omorâte persoanele care erau prinse în curvie, numai așa, de multe ori când voiau să omoare pe cineva în mod intenționat. Deci, putem să încurcăm cele două discuții care sunt pe două nivele, cel spiritual și cel fizic. Dacă e mort din punct de vedere fizic, atunci ai dreptul să te recăsătorești din punct de vedere fizic. Dacă este mort din punct de vedere spiritual, nu înseamnă neapărat că legământul respectiv s-a încheiat, s-a rupt. Ce ar însemna asta? Care e momentul în care se rupe legământul? Este momentul în care comite adulter prima oară sau a câta oară? Ar însemna că, practic, dacă soțul sau soția ta te-ar înșela, fără să știi tu, legământul a fost rupt. Și tu rămâi în continuare în relația respectivă de Prea cuplu, ai curvești. relația cu el, înseamnă că prea curvești, nu? Da, pentru că legământul e rupt, corect. Și apoi, uităm asta doar la curvie, poate sunt alte lucruri care rup legământul. Ce alte lucruri rup legământul? Să ne gândim. Dacă nu are grijă de tine, dacă nu te iubește, ce facem? De fiecare dată trebuie să refacem legământul? Nu. Din contră, un Ne legământ pocăim, nu? este pe... Da, pocăința este pocăință, dar nu înseamnă că legământul este anulat. Nu Păi asta înseamnă că zic, va pleca. dacă părțile nu-și respectă anumite responsabilități în legământ, nu înseamnă că legământul e rupt. Înseamnă că trebuie să te pocăiești de călcarea responsabilităților. Da, exact. Și apoi ne uităm la legămintele pe care le-a făcut Dumnezeu. Unul dintre cele mai clare, mi se pare, legământul cu Israel. De atâtea ori Israel a încălcat legământul din nou și din nou și din nou, așa, într-un mod dezastros. Și vedem că sunt pedepsiți iar și iar și iar, și totuși Dumnezeu nu rupe legământul cu ei. O să vină unii și o să zică, da, dar Ieremia folosește ilustrația cu divorțul. Divorțul nu înseamnă neapărat ruperea legământului, ci este un mod în care Dumnezeu vrea să le arate ce faceți voi atât de dăunător relației noastre, încât veți fi pedepsiți într-un mod cât se poate de clar și evident. Și totuși, tot Ieremia ne spune că i-a luat înapoi. Și apoi, dacă stăm să ne uităm până în ziua de astăzi, ce popor a fost fără țară 2000 de ani? A fost fără limbă aproape 2000 de ani și totuși să mai supraviețuiască. Nu există niciun astfel de caz în toată istoria Pământului ăstuia. O țară, un popor fără țară și fără limbă să supraviețuiască. Și totuși, Israel există astăzi ca națiune. Evident, aici intrăm și în alte discuții, dar asta îmi arată mie credincioșia lui Dumnezeu față de Da, legământul ăsta. Nu au da. fost ei prea preji, n-au fost ei prea buni ca să-i țină Dumnezeu în viață, ci a fost legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei, și Dumnezeu și-a arătat credincioșia și mila față de ei prin faptul că mai există astăzi ca națiune. Hai să încheiem cu o întrebare. Mi se pare interesant. Probabil că face referire la recăsătorire. Zice în felul următor. Se citează din Timotei, unde Da. zice, dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Probabil știi și tu că sunt persoane care spun chiar dacă ți-a murit soțul, nu te poți recăsători și unii probabil folosesc textul ăsta împotriva recăsătoririi chiar după moartea bărbatului, nu? Că spune că când vor să se mărite din nou, se fac vinovatul de faptul că își calcă credința din tâi. Care Da. este părerea ta? La ce se referă pasajul acesta? Într-adevăr, Pavel, și nu doar Pavel, biserica primară și biserica din perioada patristică avea perspectiva aceasta că ideal este ca să nu te recăsătorești după ce ți-a murit soțul sau soția. Dar Pavel este clar în perspectiva că nu este păcat să te recăsătorești odată ce ți-a murit soțul sau soția. O spune la sfârșitul capitolului 7 din 1 Corinteni, o spune și în alte contexte.
Trebuie să înțelegem la ce se face referire aici. În capitolul 5 se adresează categoriei văduvelor din biserică. Era practic programul lor social în care femei care nu aveau pe nimeni altcineva care să le ajute din punct de vedere material, depindeau de biserică. Corect. Și, din păcate, foarte multe femei ajungeau într-o situație atât de dificilă încât uneori ajungeau să presteze servicii sexuale ca să se întrețină pe ei sau copiii lor. Și lucrul ăsta e destul de clar în Antichitate. Îl vedem nu doar la evrei, la greci, peste tot în toată lumea era valabil lucrul acesta. Nu existau slujbe cum sunt astăzi ca să te angajezi și să poți să te întreții ca femeie. În contextul respectiv, Pavel dă o listă de criterii care trebuiau atinse pentru o văduvă să fie pe lista văduvelor, să fie ajutată. Vedem și în fapt, capitolul 6, că văduvele erau o categorie atent ajutată, cu grijă ajutată de către biserică, pentru că era o categorie defavorizată. Și Pavel spune care sunt câteva criterii. Să aibă peste 60 de ani și spune, apropo, să nu fi fost căsătorită decât odată. Pentru că dacă ar fi avut mai multe grade de rudenie, ar fi avut posibilitatea să aibă o familie mai largă care să o poate ajuta. Spune, dacă nu are nicio rudă care să o ajute, copii, unchi, mătuși, mai știu ce grade de rudenie ar fi avut, oameni care să o fi putut ajuta. Și apoi se adresează văduvelor tineri. Și era un lucru obișnuit în vremea respectivă, din diferite motive, ori că avea un accident de muncă bărbatul, că mergea la război, mai știu eu ce, de obicei se putea întâmpla și de multe ori se întâmpla să moară în tinerețe soțul femeilor, unei astfel de femei. Așa că acestei categorii el spune așa, să nu le primești pe listă și să le spui să se recăsătorească. Ce însemna primirea asta pe listă? Că e o expresie care poate fi un pic interpretată. Practic, și asta e interpretarea pe care o cred și eu, era vorba de un jurământ al văduvelor în care își dedicau tot restul vieții credincioșiei față de Hristos, slujirii în biserică, îndeplineau foarte mult partea asta administrativă. Spălarea picioarelor, primirea oaspeților, îngrijirea locașului Da. bisericii, tot ce ținea de partea asta administrativă de diaconie, mare parte, nu tot, era făcută de femeile acestea. Ele intrau în categoria asta făcând un jurământ și parte din jurământul acesta spunea nu ne vom recăsători și vom rămâne așa cum suntem pentru tot restul vieții, căutând să-i slujim lui Hristos și bisericii cum putem noi mai bine. Am înțeles. Și ea o apuca pofta, adică își dorea să recăsătorească la un moment dat și își călca promisiunea pe care o făcuse că va fi celibatară, nu? Și va sluji doar pe Domnul Hristos. Exact. Așa, Când atunci ești Pavel le spune din start, bă, nu le mai primi, că oricum o să vrea să mărite ca normă. Da. Nu le spune doar să nu le primească, să nu le ajute financiar, le spune nici să nu le accepte în grupul celor care fac jurământul respectiv. Pentru că atunci Da. când e tânără, pot să fie și ispite sexuale, apoi ai copii de îngrijit, e mult mai greu să te descurci din punct de vedere financiar. Corect. Faci jurământul și după aia îți dai seama, stai un pic, am cheltuieli mai mari cu copii, e unul care îmi face curte, hai că mă căsătoresc cu el. Da, Și da, da. Pavel le spune pe cele tinere să nu le accepți pe lista asta a femeilor care fac jurământul acesta și își declară loialitatea, pentru că ar însemna să-și încarce jurământul față de Hristos. Da, e clar, e clar din context cum ai aplicat. Două întrebări scurte, dacă îmi permiți. Cazuistică. Da. Ce ar fi recomandabil? Două întrebări chiar serioase și pentru mine. Pentru un caz în care o soție credincioasă este bătută constant de soțul ei necredincios. Pentru că am auzit și cazul ăsta, am auzit, să zic, sfatul ăsta, să stea acolo și să suporte pentru Domnul. Eu nu știu dacă în Biblie găsesc că trebuie să mănânci bătaie în cadrul ăsta conjugal pentru Domnul, mai ales dacă ea ia bătaie, nu că e creștină. Ea îi... Da? Cum ar trebui abordată chestia asta?
Asta e un subiect care e o discuție în sine, dar pe scurt. Aici nu vorbim de imoralitate, aici vorbim de ilegalitate. Da, foarte În importantă toate distinția. țările, mai toate țările din lumea asta este un caz penal de mers la închisoare. Așa că trebuie să privim la trei principii pe care noi și evreii creștinii și evreii le au. Sunt principii sacre. Viața, căsătoria și actul sexual. Viața este sacră și noi căutăm să o protejăm. Dacă vedem pe cineva că vrea să se sinucidă, noi încercăm să salvăm persoana respectivă. Dacă cineva nu mai vrea să trăiască, vrea să se eutanasieze sau mai știu eu ce ar face, noi căutăm să protejăm persoana respectivă. Așa că eu cred că avem o datorie morală să protejăm din punct de vedere fizic astfel de persoane, după cum spunea și un rus, Berdiaev, un ortodox rus, el spune așa: problema pâinii mele este o problemă de hrană. Problema pâinii aproapelui meu este o problemă morală. Adică, dacă eu sunt în situația respectivă și aia e decizia mea să rămân acolo, să fiu nemâncat sau, hai să zicem, să fiu bătut, e decizia mea. Eu aleg ce fac cu viața mea. Deși poate nu e înțelept. Dar dacă eu îi spun unei alte persoane să sufere, să îndure, să tacă și să ia pumni în gură, nu mi se pare normal. Într-o astfel de situație, pe baza principiului vieții pe care îl avem prezentat în Scriptură mereu, e datoria noastră să protejăm o altă persoană, cu atât mai mult o persoană care este mai puțin puternică din punct de vedere fizic, cu atât mai mult că nu se poate proteja singură. Și cu atât mai Să mult că este un abuz în această celulă pe care Dumnezeu a lăsat-o ca să reprezinte relația din Hristos și Biserică, care stă la baza societății, etc. Nu Exact, știu, și mi exact. se pare o încurajare a violenței când există o cultură a protejării brutalității și a violenței. Mi se pare că noi cei care spunem asta e acolo și ia pun, mi se pare că încurajăm în felul ăsta. Adică nu văd cum eu ca păstor, de exemplu, dacă aș fi păstor sau ca predicator, ca slujitor, dacă aș face semne recomandări, nu văd cum eu aș putea să scap de acuzația că eu încurajez abuzatorii, cel puțin din mediul evanghelic, nu? Pentru că de aici, aici sunt persoane care mă ascultă pe mine. Zice, bă, ăsta e bine ce zice ăsta. Stați acolo și suportați că... Da. Da. Exact. Nu pot să. Eu n-aș putea să las o astfel de femeie să sufere și să îndure. Adică mi se pare normal să încerc să protejez pe cât pot o astfel de persoană. Da, și N-am nicio. eu cred că e foarte bună distinția pe care ai făcut-o aici. Discutăm de viața persoanei respective, nu în primul rând de căsătorie. Deci femeia aia trebuie salvată ca să nu-i fie distrusă sănătatea și viața. Da. Vorbim de unul dintre cele trei principii sacre. Și nu cred că încălcăm principiul căsătoriei prin faptul că o scoatem din contextul respectiv. Apoi, gândiți-vă la următorul lucru. Ce bine îi face eu bărbatului respectiv că las să-și bată nevasta, să se afunde și mai mult în păcat, să se afunde tot mai mult în violența lui și să nu fie nimeni care să-i stea împotrivă? Ce semnal dau eu față de lume? O, ăștia sunt niște bătuți în cap care își lasă membrii să fie omorâți în casele lor. Nu e niciun semnal pozitiv să transmiți așa Da, ceva. da, O femeie trebuie scoasă din contextul respectiv și da. aici trebuie apelat la lege. Pentru că, da, trăim în România și poliția poate nu-și face datoria cum ar trebui. În alte părți sunt mult mai stricți și e bine că sunt mai stricți. Să facem tot ce ține de noi. N-am nicio problemă să merg și la proces în fața unei astfel de persoane ca să protejez o astfel de femeie. Am avut în casa noastră astfel de femei care au dormit la noi, fiind într-o astfel de situație pentru că nu au vrut să mai stea în fața soțului violent. Și ne-am Da. deschis uși pentru cât a fost nevoie ca să rezolve lucrurile. Slavă Domnului că stăm în continuare împreună. Da, fain. Și încă un caz. Tot așa, principial. Deci, care ar fi principiul? Și cred că cu asta se confruntă mai multe persoane, poate, decât abuzul. Nu știu. Nu cunosc statistici, deci nu știu. Am zis așa, cum mi se pare mie. Poate
De fapt nu poate, sigur, multe persoane nici nu pot să deschidă să spună, știi? Cred că e destul de subiectiv să fac eu o statistică acum. Da. Am mai discutat puțin despre asta, dar în concluzie că sunt foarte mulți care ascultă acum. Dacă el sau ea păcătuiesc prin curvie, da? Sunt căsătoriți, păcătuiesc prin curvie. Noi zicem că primul sfat ar fi să ierte, să încerce să salveze căsătoria. Nu? Ăsta ar fi primul sfat, dacă a păcătuit partenerul. Dar dacă este ceva repetat? Evident că e mult mai greu. Acum, de obicei, astfel de relații de adulter se întind de obicei pe o perioadă mai lungă. Rar se întâmplă să cadă unul dintre soți în păcat și să vină imediat să răspundă, să dea socoteală față de soț sau de soție. Da. De obicei, pe o perioadă, câteva luni cel puțin, și apoi ori se află, ori vine și mărturisește. Este foarte dificil, un astfel de păcat este foarte greu de iertat, dar Dumnezeu ne cheamă la iertare. Nu la întâmplare, Matei 18, pilda despre iertare este exact înainte despre capitolul despre divorț și recăsătorire. Să facă tot ce țin de ei ca să își îndemne soțul sau soția la pocăință și să meargă prin procesul ăsta de iertare, de reconciliere, să ceară ajutorul altora. Este nevoie să ceară ajutorul altora, dar pot să vă spun că există atâtea binecuvântări care pot să curgă din chiar și din astfel de situații în care îți ierți soțul sau soția. Chiar în urmă cu o săptămână și ceva am pus un articol dintr-o viitoare biografie a bunicului meu în care am prezentat un astfel de episod și fără iertarea bunicului meu, eu nu aș fi existat. Wow. Eu nu aș fi fost în viață, dar el a iertat-o, ea nu era credincioasă atunci, el era credincios. Am acolo în articol toate detaliile. Pe mine mă inspiră lucrul acesta și îmi doresc să predic mesajul acesta al iertării și în căsnicie avem nevoie. Și mai ales în astfel de situații în care se ajunge în pragul divorțului din cauza adulterului. Este nevoie de multă înțelepciune, este nevoie de multă iertare, nu e ușor. E unul dintre cele mai greu de iertat păcate, aș putea să spun, dar până la urmă Dumnezeu poate să dea această putere ca să fie restaurată relația respectivă. Da. Beni, mulțumesc foarte mult. Am ajuns la un ceas, chiar un ceas fix. 20 de secunde. Da. Mulțumesc foarte mult că am putut, ai acceptat și am putut să dezbatem și pasajul acesta și puțină cazuistică. Mulțumim tuturor celor care ați fost prezenți cu noi. Mai sunt două discuții, două dialoguri. Le puteți găsi în playlistul dialoguri, chiar așa se cheamă, Apologie Dialoguri, pe care le-am avut cu Benny. Ultimele două dialoguri sunt cu el, cred. Și va fi pus și acesta acolo. Ca să vă faceți o imagine de ansamblu asupra subiectului acestuia, căsătorire, prea curvie, divorț, recăsătorie și așa mai departe. Bine, mulțumesc! Vă dorim tuturor o seară bună și Dumnezeu să vă binecuvânteze! La revedere! La revedere!